Deputații și senatorii sunt plătiți lunar cu sume pentru care românii cu salarii mici trebuie să lucreze o jumătate de an sau chiar mai mult. Timp de 3 minute în fiecare zi vă arătăm cât și ce muncesc parlamentarii din fiecare județ și veți înțelege singuri dacă se justifică sau nu sumele pe care le încasează lunar din bugetul statului. Astăzi analizăm activitatea lui George Șișcu, ales deputat în circumscripția electorală numărul 38 Tulcea pe listele PNL. Acesta este primul său mandat. Înainte să ajungă în Parlament, a fost consilier județean, vicepreședinte al Consiliului Județean și consilier al primarului din Tulcea. La fel ca mulți alți politicieni, Șișcu nu a fost foarte activ de când a intrat în Camera Deputaților. Iată ce spun datele oficiale. 20 de luări de cuvânt, 15 declarații politice, 6 întrebări și interpelări, 34 de propuneri legislative inițiate și 11 moțiuni. Cu toate că a avut 20 de luări de cuvânt, durata totală este de doar 4 minute și 16 secunde. Nici nu este de mirare că nu există imagini video aproape deloc cu deputatul PNL Tulcea. Dacă totuși sunteți curioși să-i auziți vocea, iată ce declara în 2015 când era consilier județean. Alte declarații filmate nu mai există cu George Șișcu. Vreau să informez opinia publică despre faptul că acțiunea în instanța Partidului Național Liberal a organizației Babadag, mai bine zis, vis-a-vis de plecarea și a 3 consilieri locali, a avut succes. Una dintre obligațiile principale ale deputaților este participarea la vot. În acest mandat a avut 2139 de voturi. Aceasta înseamnă că prezența sa la votul electronic este de doar 64%. Pentru munca depusă în Parlament, deputatul încasează o indemnizație lunară de 10.003 lei. Pe rețelele de socializare postează fotografii cu turiști în Babadag, anunțuri despre spectacole de ziua copilului în Babadag, își anunță alegătorii că a votat împotriva modificărilor codului penal. Acum că a aflat cât și ce a muncit de la preluarea mandatului, este momentul să vedem care sunt punctele tari ale deputatului PNL Tulcea. Este fidel partidului din care face parte și nu are probleme de integritate. Punctele sale slabe sunt următoarele: prezență scăzută la votul electronic, luări de cuvânt puține, declarații politice aproape inexistente, comunicare proastă pe rețelele de socializare. Pentru activitatea din acest mandat, din decembrie 2016 și până în prezent, îi acordăm nota 5 deputatului PNL Tulcea, George Șișcu.